Municipiul Bacău a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute Campionatul Național Universitar de Atletism Indoor, o competiție care a revenit în actualitate după o întrerupere de 3 ani cauzată de pandemie. Întrecerea organizată de Ministerul Educației prin Federația Sportului Școlar și Universitar, în parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, a avut pe tabloul de concurs studenți de la 26 de centre universitare din România. Printre laureați s-au regăsit și atleții de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, coordonați de Elena Vizitiu, care au cucerit 6 medalii. Roxana Elena Ghiuță a obținut 2 medalii de argint în probele de 200 și 400 de metri și una de bronz la 800 de metri, în vreme ce alți 2 sportivi pregătiți de către Silviu Casandra, Iulian Hasna și Cosmin Crăciun s-au remarcat în proba de 5 km, unde au ocupat ultimele 2 trepte ale podiumului de premiere. De asemenea, Diana Angelescu, atleta antrenată de Radu Mihăilescu, s-a clasat pe poziția secundă în proba de 3 km marș.